Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru marți. Ziua de marți este cu mici mari tensiuni, bineînțeles, însă suntem sub arcana majoră îndrăgostiți în data de 26, cu energia turnului. Discutăm despre o zi în care se pot lua decizii foarte puternice legate de relații, legate de parteneriate, legate de relația pe care noi o avem cu prietenii, cu ceilalți, în general vorbind. De asemenea, să știți că ziua de marți vine cu mici mari tensiuni în relația cu femeile. Deci, noi femeile vom fi ceva mai agitate undeva pe la amiază și spre finalul zilei de marți discutăm despre momente de conștientizare, despre un moment în care adevărul poate să iasă la suprafață. Deci pot avea loc tot felul de discuții din acestea tranșante. O zi bună și pe dragoste, să știți. În prima parte a zilei suntem foarte mult ajutați de către prieteni, de către persoanele din jurul nostru. Însă va exista o predispoziție spre ruperea unor relații sau ruperea unor parteneriate. În unele cazuri discutăm doar despre tensiuni, atenție. Însă, în general vorbind, vom vedea și oameni care vor spune gata, vreau să întrerup prietenia cu acest om sau vreau să transform, de ce nu, situația. Turnul vine și el cu un adevăr, vine și el cu o rupere. După cum am văzut în luna septembrie, am trecut prin tot felul de evenimente surprinzătoare. Viața ne-a fost puțin dată peste cap. Însă, spuneam eu că spre final de septembrie lucrurile se accelerează din acest punct de vedere și vă spuneam și în previziunile pentru această săptămână că discutăm despre o săptămână nebună pentru toate zodiile. O săptămână în care se întâmplă tot felul de lucruri, mai ales dacă discutăm de iubire, de plăcere, afaceri, copii și așa mai departe. Lucrurile cumva accelerează, mai ales cu Lilith acolo pe grad anaretic. Bun, dragilor, cam atât în mare parte. O să vreau să discutăm mai multe pentru fiecare zodie, așa că te invit să vezi și de la zodie și de la ascendent, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție. De asemenea, reamintesc că rămânem în formula aceasta doar câteva zile, apoi reluăm toată povestea, da? Reluăm filmările așa cum sunteți voi obișnuiți, însă noi avem niște schimbări așa în plan și vreau să fac un anunț, și anume cei care nu ați văzut pagina de Instagram, unde puteți acolo să vedeți pentru fiecare zodie în parte așa un rezumat cam ce se întâmplă în ziua respectivă, este analizată fiecare zodie, dacă vreți vă aștept cu drag și acolo pe Instagram. Vă îmbrățișez cu drag, hai să vedem ce se întâmplă cu zodiile. Zodia Berbec. Dragi berbeci, pentru voi să știți că este o zi de marți bună, în mare parte. Este o zi bună în relația cu prietenii pentru voi, în relația cu grupurile mari de oameni, pe zona de online sunteți foarte bine susținuți, însă este și o zi, dragi berbeci, în care pot apărea mici mari conflicte în relația cu o prietenă sau în relația cu femeile, în general vorbind. De asemenea, pentru unii berbeci este și o zi în care veți afla un adevăr sau este o zi în care aveți parte de o conștientizare privind valoarea personală, privind stima de sine sau chiar privind aprecierea pe care o primiți din partea prietenilor. Hai să vedem, dragi berbeci, ce trebuie voi să cunoașteți. Wow! A ieșit deja o carte, Regina de Cupe pentru tine. Foarte interesant, dragi berbeci, se pare că este o zi pentru voi cu foarte mari emoții, o zi în care vă concentrați foarte mult pe planul acesta spiritual. Emoțiile sunt importante pentru voi. Văd o conexiune cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Va fi nevoie să jonglați astăzi între două relații, două situații. Primiți bani, dați bani. De asemenea, să știți că este o zi foarte bună pentru a colabora cu oamenii din jurul vostru. Vi se cere să fiți puțin atenți și la detalii în această zi. Să vedem în continuare și avem 3 de cupe. O întâlnire cu niște persoane dragi ție, poate o atmosferă bună la locul de muncă sau o mică petrecere, o întâlnire. Ieși în oraș cu o prietenă, primești niște vești bune,
Iar apoi avem 10 de cupe, o bucurie foarte mare pentru tine în legătură cu familia, în legătură cu persoanele dragi ție. De asemenea, să știi că este o zi foarte bună în care, uite, te poți distra, te poți simți bine. Vei rămâne surprins de o veste pe care o primești din casă și din familie. Poate de acolo afli adevărul, cine știe. Zodia Taur. Dragi Tauri, pentru voi este o zi în care relația cu persoanele de la locul de muncă poate să fie destul de bună. De asemenea, văd că în prima parte a zilei se iau tot felul de decizii importante privind munca, privind rutina voastră zilnică sau unii Tauri poate chiar primiți o veste legată de starea de sănătate. Sunteți prinși acolo cu niște activități, însă pentru voi poate să fie o zi puțin ciudată în care e nevoie să vă împărțiți într-un mod egal între casă, familie, dar și viața profesională. Pentru unii Tauri pot apărea și niște responsabilități undeva pe la amiază și discutăm despre o zi de marți în care tu vei avea parte de o conștientizare privind reputația ta, privind relația cu șefii, relația cu autoritățile. Și de asemenea, unii Tauri în ziua de marți sunteți foarte bine susținuți pe a face o nebunie. Da? Vedeți că este o zi foarte puternică pentru voi, cam pierdeți controlul. Și nouă Taurilor nu ne place chestia asta, dar este cu un rost. Este cu un rost, bineînțeles. Hai să vedem, dragi Tauri, și tarotul ce zice. Ce trebuie voi să știți? Hai să vedem, dragi Tauri. Bun. Și se pare că a început citirea misterioasă și avem nebunul, prima carte, și marea preoteasă. Niște energii foarte puternice aici. Moartea. Dragi Tauri, niște secrete ies la suprafață. De asemenea, văd niște vești pe care le primești și care te vor bucura foarte mult, dar în același timp aceste vești văd că te vor surprinde enorm de mult. O nouă persoană pe care o poți cunoaște, noutăți plăcute care apar în viața ta, însă văd aici și un oarecare blocaj pe care îl simți și unii Tauri posibil să simțiți în ziua de marți că toată lumea cumva vă țintește pe voi, că toată lumea vrea ceva de la voi. Ultima carte, 6 de monede, un cadou pe care îl primești, niște bani pe care îi dai sau bani pe care îi primești. O zi în care reușești să găsești un echilibru din punct de vedere financiar pentru cei mai mulți dintre voi. Este și un moment de răsfăț, de relaxare. Deci vă relaxați, vă simțiți bine. Poate chiar o întâlnire cu o prietenă în unele cazuri. Zodia Gemeni. Dragii mei gemeni, pentru voi de dimineață văd niște vești pe care le primiți legate de o afacere, legate de un proiect, de persoana iubită, niște vești legate de niște oameni dragi sufletului vostru. Reușiți să rezolvați ceva. Însă, undeva pe la amiază, vedeți că pot apărea mici mari tensiuni în relația cu o rudă, în relația cu vecinii sau în relația cu persoanele din anturajul vostru. Atenție puțin pe drumuri, dar și pe comunicare. Tensiunile acestea pot ține de o femeie sau de o activitate feminină pentru alți gemeni. Undeva marți, în a doua parte a zilei, este un moment de conștientizare pentru tine, vei rămâne surprins de un mesaj, de un apel telefonic, de o informație care apare în viața ta. Fie este un adevăr care este la suprafață, fie este o conștientizare pe care tu o ai. Hai să vedem, dragi gemeni, ce trebuie voi să cunoașteți. Hai să vedem. Bun, a început citirea și avem Arcana Majoră, Justiția, Spânzuratul, o conexiune cu Zodia Balanță, Zodia Pești. Văd aici un oarecare blocaj din care vrei să ieși, poate niște responsabilități pe care le ai.
Însă văd și o decizie importantă pe care o ai de luat. Poate să vină cineva care să te scoată dintr-un blocaj sau să te scoată dintr-o situație ciudată, tensionată. Apoi, avem regele de spade, o conexiune cu o zodie de aer ca și tine. Balanță, vărsător, însă este o zi în care tu îți faci foarte multe strategii. O zi în care iei decizii importante. Planifici ceva. Apoi, avem 8 de cupe. De asemenea, văd că renunți la ceva, abandonezi un anumit lucru, îl lași în spate. 8 de cupe poate să însemne și un moment în care, uite, vrei să explorezi altceva. Vrei să mergi pentru a-ți căuta împlinirea. Unii gemeni e ca și cum aveți programate niște activități în ziua de marți și este posibil ca, mă rog, să renunțați la o parte din ele. Ultima carte, împărăteasa, foarte frumos. O conexiune cu zodia Taur, zodia Balanță. Unii gemeni cu siguranță sunteți puțin puși pe confort în această zi. O legătură văd cu o femeie, poate să fie mama, șefa. Iar dacă tu ești o persoană aflată într-o poziție de conducere sau ai o importanță mai mare în cercul de prieteni, în casă, în familie, uite că aici se pot întâmpla lucruri frumoase. Lucrezi la un proiect, îți dai seama că este important și confortul tău. 6 de cupe, deci o legătură cu un copil sau poate intri în contact cu o persoană din trecutul tău. Zodia Rac. Dragii mei raci, pentru voi să știți că este o zi plină cu tot felul de activități. Dacă nu v-ați programat nimic, vă recomand să vă umpleți agenda, pentru că da, este o zi în care aveți foarte multe lucruri de făcut. De asemenea, dragi raci, în prima parte a zilei sunteți prinși cu niște responsabilități care țin de casă, de familie și undeva pe la amiază vedeți că pot apărea niște cheltuieli sau pentru alți raci pot apărea niște chestiuni legate de niște cumpărături. Pe de altă parte, fiți puțin atenți în ziua de marți pe tot ceea ce ține și de axa aceasta alimentației. Da? Undeva spre seară, vedeți că se schimbă un plan de viitor. Nu știu, ți-ai programat să faci un anumit lucru și uite că te trezești că lucrurile nu mai merg chiar atât de bine sau nu mai merg în direcția pe care tu ți-ai propus-o. Poți să afli un adevăr sau pentru unii raci discutăm despre un moment în care rămâi surprins de un mesaj, un apel telefonic, o veste care are legătură cu un prieten. Hai să vedem, dragi rași, ce faceți voi. Și avem 2 de bâte, 8 de bâte, puterea, foarte interesant. O conexiune cu zodia Leu, 6 de spade. Uite, ești prins astăzi pe tot felul de drumuri. Unii poate rezolvați ceva legat de o bancă, legat de o sumă mare de bani. Vrei să acționezi, vrei să explorezi noi tărâmuri. Văd că este și o zi cu foarte multă pasiune și văd că primești o veste de undeva de la drum. Deci este vorba despre o persoană care se află la distanță mai mare de tine sau este vorba despre un proiect care momentan mai durează, momentan cumva e pus pe pauză. Mai văd de asemenea și o decizie importantă pe care tu o ai de luat. Următorul mesaj, 8 de bâte. Văd faptul că astăzi lucrurile se desfășoară foarte rapid în viața ta, apar foarte multe lucruri de făcut. Este o zi, repet, cu foarte multă pasiune pentru alți raci, deci depinde ce vreți să faceți. Dacă vreți să vă bucurați de viață alături de partener, e ok. Ultima carte pentru tine, avem un 3 de spade, deci ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine. 3 de spade poate să însemne și un moment în care îți folosești rațiunea în exces, da, și nu prea îți asculți intuiția și atunci îți frângi inima cu propriile tale gânduri. Ceva nu-ți convine în legătură cu un bărbat foarte apropiat de inima ta sau poate are legătură cu niște secrete pe care le afli. Pentru unii pot fi chestiuni legate de zona medicală sau chestiuni legate de o persoană foarte dragă sufletului vostru. Zodia Leu. Dragii mei lei, pentru voi
prima parte a zilei este foarte bună pe comunicare, pe negociere în relația cu persoanele apropiate vouă. Poate chiar aveți de făcut niște drumuri sau rezolvați niște chestiuni legate de acte. Fie finalizați un proiect, fie aveți niște discuții acolo bune. Pe de altă parte, vedeți că este o zi în care sunt foarte mari predispoziții spre tensiuni în relația cu ceilalți, tensiuni care au ca și măr al discordiei plăcerea voastră, da? Iubirea, banii, felul în care sunteți apreciați. În general, în relația cu femeile, vedeți că pot apărea mici mari tensiuni. Undeva marți, în a doua parte a zilei, primiți o veste surprinzătoare din partea unei instituții, din partea unui șef, din partea unui colaborator, iar unii lei în ziua de marți veți reuși să aflați un adevăr. Este ceva care te va surprinde foarte mult. Hai să vedem, dragi lei, ce faceți voi. Hai să vedem ce faceți voi, dragi lei. Ce trebuie să cunoașteți? Și avem 8 de spade, prima carte, și 4 de cupe. Da, cineva refuză ceva anume. Poate să fie o zi în care vrei să meditezi. De asemenea, vei căuta răspunsuri și este posibil ca ceea ce afli inițial să nu îți placă, să nu îți convină. Pe de altă parte, văd o senzație de plictiseală pe care o ai, dar și de respingere. Pentru că văd aici că tu ai o idee în minte, o idee care se pare că nu vrea să plece din mintea ta. Mai văd și faptul că unii lei vă veți considera astăzi ținta celorlalți, ceea ce nu este deloc adevărat. Deci, poate e nevoie, dragi lei, să vă dați seama că nimeni, da, nu are ceva specific cu voi. A venit pisica să vă salute. Apoi avem asul de monede, o șansă care ți se oferă, o dovadă pe care o primești, poate să fie un nou început la muncă sau o activitate nouă, un nou loc în care mergi. Hai să vedem că vrea să rămână cu noi. Pisica, să sperăm că stă cu minte și nu face răutăți. Apoi, ultima carte, 10 de cupe, familia se pare că are un rol foarte important pentru tine în această zi. Poți să primești o invitație de la o persoană din familie sau poți să mergi într-un loc nou, într-un loc drag sufletului tău. Dacă aștepți un răspuns legat de viața privată, să știi că acesta are șanse să apară. Este o dovadă pe care o primești din partea unei instituții, din partea unei persoane cu uniformă și așa mai departe. Dar în general, așa cum spuneam, dragii lei, lucrurile se rezolvă. Ideea este să fiți voi deschiși în fața noutăților. Zodia Fecioară. Dragi Fecioare, pentru voi este o zi bună la muncă, este o zi bună pe bani, deci fie puteți să primiți niște bani, alții reușiți să rezolvați niște chestiuni legate de muncă, poate chiar de zona sănătății, unii poate așteptați un răspuns și aveți șanse să îl primiți astăzi. Atenție puțin pe sănătate, undeva în a doua parte a zilei, sau atenție în relația cu femeile. Mai ales pe chestiuni legate de acte sau chestiuni legate de bani, pentru că acolo pot apărea mici mari tensiuni. În a doua parte a zilei de marți este un moment, dragi fecioare, în care teoria din mintea voastră nu e aceeași cu practica și e cam ciudată povestea asta, da? Puteți să rămâneți surprinși de o veste pe care o aflați, de un mesaj, de un apel telefonic, deci se întâmplă lucruri. Da, hai să vedem, dragi fecioare, ce spune tarot. A venit pisica, e aici cu noi. Toarce, deci se simte bine. Bun, 3 de spade, puterea. Hai să vedem, că au ieșit mai multe cărți, asta este. Aveți multe mesaje. Regina de spade, 9 de bâte. O conexiune văd aici cu o zodie de aer. Gemeni, balanță, vărsător. Parcă ți este teamă în legătură cu o veste pe care o aștepți din partea unei instituții publice sau ți este teamă privind o decizie pe care cineva o are de luat. Apoi avem un 3 de spade. Se pare că cineva se simte puțin dezamăgit. Cineva aici nu știe ce să facă. Poate e bine, dragi fecioare, să mai lăsați rațiunea deoparte și să vă mai ascultați puțin și sufletul.
Apoi avem puterea, o legătură cu zodia Leu, dar și o provocare care poate să apară. Apoi avem aici 3 de monede. O relație cu un grup mai mic de oameni pe care o aveți, dar văd aici că studiezi ceva astăzi, analizezi ceva, construiești ceva împreună cu niște oameni dragi ție. Ultima carte, pajul de monede, poate ai legătura aici cu un copil sau cu zona studiilor. De asemenea, este o zi pentru tine în care vei învăța lucruri, dar văd că te vei concentra foarte mult și asupra detaliilor. Poate chiar ești prins între două activități, două locuri de muncă, două situații diferite. Zodia Balanță. Dragi balanțe, voi în prima parte a zilei luați niște decizii foarte importante privind o relație de iubire, o afacere, privind un parteneriat, de ce nu? Iar alții sunteți foarte bine susținuți în prima parte a zilei pe a rezolva niște chestiuni importante legate de un copil sau legate de plăcerea voastră. Este o zi de marți în care pot apărea tensiuni în relația cu persoana iubită, undeva pe la amiază, în relația cu un copil. Pot apărea tot felul de chestiuni ciudate legate de anturajul copilului tău sau tensiuni care apar în relația cu prietenii. Undeva marți seara vedeți că aveți parte de o surpriză legată de o afacere, legată de niște bani. E o închidere bruscă, e o conștientizare. Este un adevăr pe care îl afli, deci marți seara pentru tine nu este o zi bună să te vezi cu persoana iubită, să stai cu copilul tău, pentru că poți afla tot felul de vești care mai de care mai ciudate. Hai să vedem, dragi balanțe, ce trebuie voi să știți. Da, vecinii mei de 4 săptămâni îmi spun că mai au câteva zile și tot fac gălăgie în continuu, n-am ce să fac, deci deja e... Doi de spade, împăratul. O conexiune văd aici cu zodia Berbec, dar este și o zi în care tu ai de luat niște decizii importante. De asemenea, o decizie pe care un șef o ia. Ai de făcut ceva și, uite, e ca și cum vrei liniște, vrei să stai tu cu tine. Este o situație care te obsedează aici și care necesită o decizie. 6 de cupe. O întâlnire văd cu un copil sau cu o persoană dragă ție, dar de asemenea trecutul se pare că are o importanță foarte, foarte mare pentru tine. Ultima carte, 6 de spade, un drum pe care îl faci, dar este și o zi în care te gândești să lași în urmă ceva anume. Rezolvi ceva legat de o mașină, legat de o călătorie și uite, este ceva benefic legat de un final. Poate primești o veste legată de zona străinătății. Se rezolvă ceva pentru tine. Se finalizează un anumit lucru. Zodia Scorpion. Dragi scorpioni, pentru voi este o zi destul de aglomerată, de asemenea în prima parte a zilei ai de rezolvat niște chestiuni foarte importante legate de casa ta, de familia ta, poate discutăm despre niște activități legate de rutina zilnică, mâncare, curățenie, cumpărături, poate chiar relația cu rudele, însă unii scorpioni vă gândiți serios să închideți ceva anume în dimineața zilei de marți. Undeva pe la amiază pot apărea mici mari tensiuni în relația cu o femeie importantă din viața ta. Și aici putem să discutăm despre o șefă, despre o persoană importantă, dar dacă tu ești într-o poziție de conducere, vezi că este o zi în care ai de rezolvat ceva important legat de niște acte. Undeva marți pe la amiază sau spre seară, mai bine spus, vezi că pot apărea tensiuni în relația cu partenerul și chiar acolo poți să rămâi surprins de niște decizii pe care acesta le ia. Poți să rămâi surprins în legătură cu niște adevăruri care ies la suprafață. Pot fi chestiuni pentru alți scorpioni legate și de casă, legate de rude.
Avem Arcana Majoră Moartea, care este cartea ta în tarot și care reprezintă un final, Cavalerul de Bâte. Ești foarte entuziasmat privind această aventură, privind o schimbare pe care tu vrei să o faci și, de asemenea, să știi că este o zi în care spui gata, mă eliberez dintr-o situație, elimin ceva din viața mea. Apoi avem Pajul de Monede, pot să ai o legătură cu zona studiilor, dar Pajul de Monede poate să însemne și o legătură cu un copil sau o legătură cu cineva care încă studiază. Este o zi în care ești foarte atent la detalii și de asemenea ești dornic să cunoști lucruri noi. Ultima carte, 3 de Bâte, un drum scurt pe care îl faci, dar este și o zi în care vrei să deblochezi ceva, da? Vrei să mergi într-o altă direcție. Ai o discuție aici importantă, dar roata destinului spune clar despre o decizie benefică pe care tu o iei. O zi în care puterea este la tine, da? O zi în care tu iei decizii. Zodia Săgetător. Dragi săgetători, pentru voi să știți că este o zi foarte bună în relația cu prietenii. Acolo sunt niște discuții în prima parte a zilei sau poate chiar aveți niște oportunități să cunoașteți pe cineva. Alți săgetători, poate intrați în contact cu un grup mai mare de oameni, poate chiar aveți niște discuții cu niște vecini sau cu niște persoane din anturajul vostru. Vă faceți acolo niște planuri de viitor de dimineață, chiar dacă sunteți puțin tensionați. De asemenea, undeva marți, pe la amiază, vedeți că pot apărea tensiuni în relația cu femeile, în relația cu persoanele care sunt la distanță de voi, poate în altă țară, în alt oraș, însă ar fi bine să fiți puțin atenți pe drumuri și pe eventualele discuții în contradictoriu care pot apărea. Undeva marți spre amiază primești un mesaj, un apel telefonic, rămâi surprins de o decizie legată de muncă. Poate chiar aveai niște planuri așa pe un termen mai scurt și te trezești că ele sunt puțin date peste cap. O discuție ciudată cu o rudă, de asemenea, te-ar putea surprinde undeva marți seara. Sau o discuție cu un vecin, cu o persoană dragă. Nebunul Asul de Cupe. Este o zi cu surprize plăcute pentru tine. Văd o veste bună pe care o primești privind o noutate legată de muncă, o noutate legată de dragoste, de un prieten. Este o veste liniștitoare care apare aici. Este ceva legat de un succes, de un drum. Văd o conexiune cu zodia Vărsător, zodia Rac. Deci este o noutate plăcută pentru tine. Este o emoție nouă. Apoi avem 5 de monede, o zi în care poți avea legătură cu zona sănătății, dar este și o zi în care te gândești să abandonezi ceva, să lași ceva în urma ta. 5 de monede poate să însemne și o senzație de singurătate, de abandon. Uite, este o zi în care este bine să te îmbraci, da? De acum vine frigul și e ok să fii bine îmbrăcat. Ultima carte, Regina de Monede, o conexiune cu o zodie de pământ. Taur, Fecioară, Capricorn. Chiar dacă în această zi te vei simți abandonat sau te vei simți lăsat deoparte, uite că este cineva aici care te ajută, fie din punct de vedere material, fie este o persoană care îți oferă un sfat, care are grijă de tine, o persoană care ți este alături. Deci poate să fie mama, poate să fie o persoană dragă ție. Unii, așa cum am spus, puteți avea o legătură cu zona medicală, deci fie lucrați într-un astfel de domeniu, fie primiți niște vești în acest sens. Zodia Capricorn. Dragi Capricorni, pentru voi prima parte a zilei este bună pe bani, deci acolo se pot lua niște decizii la locul de muncă de către șeful tău sau dacă ești șef, tu ești persoana care ia niște decizii importante de dimineață. Iar alți Capricorni, de dimineață puteți să rezolvați ceva legat de niște acte, dar are legătură cu a finaliza, cu a închide.
Undeva marți, pe la amiază, vedeți că pot apărea tensiuni în relația cu băncile sau tensiuni legate de relația cu partenerul tău, tensiuni legate de bani. Aici pot fi niște chestiuni ciudate, e ca și cum nu te simți suficient apreciat, nu te simți suficient iubit. Undeva marți, pe la amiază, este un moment în care este bine să eviți întâlnirea cu persoana iubită, este bine să eviți speculațiile financiare, pentru că acolo pot fi niște tensiuni. Hai să vedem, dragi Capricorn. Ce trebuie voi să știți? Și avem pajul de cupe pentru tine și 5 de bâte. O zi cu foarte mari emoții, dar poate să fie și o zi în care simți așa o oarecare tensiune în jurul tău. 5 de bâte, 8 de monede, deci pot fi niște tensiuni legate de muncă sau poate să fie o zi în care cineva se pierde în detalii. O decizie văd aici care se ia privind un proiect, privind o activitate. Iar ultima carte, 2 de bâte, o așteptare în care ești pus, dar văd clar și o decizie pe care tu o ai de luat. Regina de monede, o conexiune văd aici chiar cu zodia ta sau poate ai legătură și cu un taur, cu o fecioară. Primești niște bani sau rezolvi ceva important astăzi. Pot apărea niște tensiuni legate de grija pe care tu este nevoie să o ai față de cineva sau față de ceva anume. Și mai văd niște decizii care se iau aici privind un final. Zodia Vărsător. Dragi vărsători, pentru voi este o zi bună în relația cu străinătatea. S-au primit niște vești legate de o rudă, legate de niște acte, reușiți să finalizați ceva. De asemenea, puteți să rezolvați ceva legat de zona studiilor superioare. Însă marți, în prima parte a zilei, sunteți foarte bine susținuți. Undeva marți, pe la amiază, atenție în tensiunile care pot apărea în relația cu femeile din jurul vostru, în relația cu partenerul în legătură cu banii, da? Sau în relația de iubire. Acolo pot apărea tensiuni, iar undeva marțiară vezi că te vei surprinde și pe tine cu o reacție pe care o vei avea privind o schimbare bruscă legată de casă și de familie. Poate unii vărsători primiți o veste. Da? Hai să vedem, dragi vărsători, ce trebuie voi să știți. Spânzurat. Șase de cupe. O legătură cu un copil văd aici. O zi în care trecutul bate la ușă, dar și o zi cu foarte multă sensibilitate văd aici. Spânzuratul vorbește despre o conexiune cu zodia Pești, dar, atenție, este și o zi în care fie afli de un blocaj pe care îl are copilul tău sau o persoană mai tânără. Apoi avem un 3 de spade. Se pare că ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine în acest context. 8 de spade. Deci poate să fie un moment în care fie simți că ești ținta tuturor, fie este un moment de blocaj pentru tine. Și are legătură cu străinătatea, are legătură cu o respingere sau cu o veste care apare și inițial nu-ți place. Trecutul bate la ușă. Uite. Deci primești niște vești din familie. Zodia Pești. Dragi peștișori, pentru voi să știți că este o zi cu foarte mari surprize. Ar fi bine să vă odihniți undeva în dimineața zilei de marți sau în prima parte a zilei pot apărea niște cheltuieli. Unii pești cu siguranță reușiți să rezolvați ceva important legat de o bancă sau legat de o instituție financiară. Da. Poate aveți niște cheltuieli, cum ar fi plata unei facturi sau
chestiuni de genul acesta. De asemenea, tot marți, undeva pe la amiază, vedeți că e bine să fiți puțin atenți pe starea de sănătate și să evitați eventualele conflicte cu vecinii, cu rudele sau cu colegii de la locul de muncă. Marți seara sunteți surprinși de un adevăr pe care îl aflați, dar și de o reacție ciudată a unui vecin, a unei persoane din anturajul vostru. Unii pești poate chiar primiți un mesaj, primiți o veste care vă surprinde. Hai să vedem, dragi pești, ce trebuie voi să știți. Zece de monede avem aici, 10 de monede, 3 de bâte, da? O legătură cu un grup mai mare de oameni. O zi în care primești niște vești în legătură cu o sumă de bani. O zi în care ai niște discuții aici importante. Familia și casa văd ca un rol important, însă văd, repet, că unii pești e ca și cum faceți un drum scurt pentru a rezolva o situație legată de bani. Asul de bâte, o speranță foarte mare pe care o ai, o nouă activitate, multă pasiune văd aici pentru tine, deci ai de rezolvat ceva și e ok, răspunsul să știi că este pozitiv. Ultima carte, pajul de cupe, niște emoții noi pe care le ai astăzi, dar este și o zi în care tu reușești să ajungi la un alt nivel din punct de vedere emoțional. Poți să cunoști o nouă persoană sau să afli niște noutăți privind o persoană din anturajul tău sau o persoană din casă, din familie. Este un adevăr pe care îl afli. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru toate zodiile, pentru ziua de marți. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, nu uitați să dați videoclipul mai departe și să recomandați canalul persoanelor dragi vouă. Dacă nu te-ai abonat deja, te invit cu drag să o faci. Este o funcție gratuită și așa îmi poți mulțumi pentru informațiile prezentate. De asemenea, te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o zi de marți cât mai frumoasă.